Un bărbat a fost criticat, dar și admirat pe internet după ce a cheltuit peste 12.000 de lire sterline pentru visul său de a deveni câine. Mânat de acest vis, bărbatul a realizat un costum de câine Collie pe care îl poartă în timp ce face trucuri pentru noul său canal de YouTube, notează Daily Star. Bărbatul numit Okosan poartă acest costum și face conținut pentru canalul său devenind viral. Am putut să-mi îndeplinesc visul de a deveni un animal, a scris el pe contul său de Twitter. De când și-a primit costumul cu patru picioare, Okosan a lansat un canal YouTube pe care prezintă trucuri cum ar fi aducerea mingii și jocul de ping-pong cu o labă. Toate videoclipurile, acesta se joacă și răspunde la comenzi. Unul dintre fani i-a transmis să meargă pe stradă și să filmeze reacțiile oamenilor. Te rog să mergi pe stradă purtând asta în timp ce cineva te filmează. Vreau să văd reacția oamenilor, mai ales dacă încep să vorbești, a spus fanul bărbatului. Totuși, nu toți oamenii au fost de acord cu plăcerea bărbatului și l-au catalogat drept înfiorător, relatează știrile protv.ro.